În Alprea preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Ludoș III din județul Mureș. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să participe frecvent la slujbele bisericii. Noi venim în fața Domnului cu smerenie și în genunchem, pentru că El este răscumpărătorul și binefăcătorul nostru. Singurul care merită toată adorația și închinarea noastră este Hristos Mântuitorul. Căci, în epistola către Filipeni, citim, într-un numele Lui, tot genunchiul să se plece. Plecându-ne Lui și recunoscând vinovăția noastră în fața măreției sale, ne vom ridica plini de har și de putere. Credinciosului care îngenunchează în rugăciune curată, Domnul îi spune tainic ca acelui samarinean recunoscător, scoală-te și du-te! Credința ta te-a mântuit. Parohia Ludoș a fost înființată în anul 1990. Doi ani mai târziu a fost turnată fundația la Biserica Nouă, iar lucrările de zidire au fost efectuate în următorii ani. Până în 2003, din lipsă de finanțare, lucrările au continuat sporadic sau au fost oprite, dar prin contribuția credincioșilor din parohie, astăzi se realizează pictura Bisericii. Ne bucurăm că astăzi. În alt presințitul arhiepiscop Irineu este în mijlocul nostru, în parohia noastră, o parohie înființată după Revoluție. Suntem cu, cu biserica în construcție, suntem la faza de pictură și sperăm ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să ducem la bun sfârșit lucrările pe care le-am început. În 2004, biserica parohială a primit din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consiliului Local și a credincioșilor suma de 85.000 de lei pentru finalizarea lucrărilor de construcție.